Așa de diferiți. El, fariseu care mergea la biserică, mergea la sinagogă, cunoștea legea. Ea, păcătoasă. Vă dați seama că nu intra la sinagogă. El era neprihănită, fără pată. Așa se considera. Ea, necurată, o păcătoasă, o prostituată. M-am gândit că dacă am fi întrebat pe locuitorii Capernaum, care dintre cei doi este evlaviosul, mai evlavios, cu siguranță toți ar fi ales pe fariseu. E adevărat? Toți l-ar fi ales pe fariseu. Numai unul n-a ales pe fariseu. Domnul Iisus. Pentru că El știa inima. El vede inima ta. El vede inima ta. El te cunoaște. Știe toate lucrurile. Știe tot zbucimul. Știe toată alergarea ta. Știe toate frământările tale. Știe toate luptele tale. Iisus a ales-o pe femeie și îi va spune lui Simon de ce a ales-o pe femeie. Vedeți? Simon era vinovat de păcatele atitudinii. Mândrie. Ea era vinovată de păcatele trupului. De același lucru, e păcat. Vedeți, femeia plânge a picioarele lui Iisus. Draga mea, lasă lacrimile să curgă. Nu-ți fie rușine să plângi. Nu înseamnă că tu nu ai demnitate, că tu nu ai prestanță. Spune psalmistul, varsă-ți necazul în fața lui, a picioarele lui. Lasă lacrimile să curgă. Lacrimile curg de bucurie. Când am avut anul în familie, evenimente faine, nu v-ați bucurat, n-ați plâns de bucurie. Vedeți? Fariseul ăsta este foarte rece. Foarte rece. Este critic. Deci femeia se închină la picioarele lui Iisus. Și el stă așa pe desuf și o critică. Aceeași atitudine pe care a avut-o soția lui Mica. Vă amintiți? David a adus chivotul în cetate, în Ierusalim. A adus chivotul, a adus prezența lui Dumnezeu în cetate. Din casa lui Obed-edom, din Gat. Și a avut așa bucurie în acea zi în popor. Prezența lui Dumnezeu în cetate. Vecinul de peste drum este Dumnezeu. Dimineața îl saluta, la prânz, seara, așa o bucurie, spune că David a dansat, a jucat, poporul a adus jefe, a fost o zi extravagantă, care s-a închinat Domnului. Și vine acasă, să-și dumneze familia și casa. Și iese înainte Mica, și spune cât de nimic te-ai făcut, ce te-ai umilit. Începe să-l critice. Rupe critica de peste tine. Amin. Rupe de peste tine critica. Nu ai un cuvânt bun. Ne taci. Vedeți? Mica nu a avut copii. Cred că a spus Dumnezeu, nu vreau copii din ăștia care să nu mă laude. Amin. Zâmbim, dar ei sunt niște adevărul în Scriptură din care trebuie să învățăm. Pentru că copiii noștri se uită la noi. Sunteți mame, sunteți femei. Voi dați în casă ambientul. Voi faceți atmosfera, voi vă creșteți copii, vă rugați cu el. Deci mama are un rol deosebit. Spune că o femeie înțeleaptă își desfăcea casa. Un bărbat, bărbaților, să nu mă spuneți pe mine, dar spune Scriptura. Spune că o femeie înțeleaptă își desfăcea casa. Ea zidește casa. Și de aceea schimbă acolo ambientul. Chiar dacă nu spune multe lucruri, că nu ne plane multe ori. Vezi partea bună a lucrurilor. Din paharul care e plin cu apă, ia partea plină a paharului. Și rupe criticismul. Rupe pentru că demolează. Cuvintele rele negative demolează, rănesc, otrăvesc, ne contaminează relațiile. Și se întâmplă și în familie, și în biserică, și în societate. Trebuie ca România să pupească lucrul ăsta. Trebuie să schimbăm lucrurile. Nu ne plac guvernanții, știu. Nu ne plac conducerea, știu. Dar roagă-te. Roagă-te, fii o femeie a rugăciunii, fii o femeie care binecuvintează. Spune că o cetate este binecuvântată prin binecuvântarea unor fără prihană. Câți oameni fără prihană sunt aici? Rugați-vă pentru Cluj, rugați-vă pentru România. E nevoie de oameni care stau în spărtură, femeia rugăciunii. Spune așa că Dumnezeu spune un cuvânt și femeile aducătoare de veșnic spune o mare oștire. Aleluia! Tu ești în oștirea Domnului. Vreau să-i spui ce e lângă tine. Ești în oștirea Domnului.
Ești prețioasă! Tu poți să schimbi lucrurile în casa ta. Poți să schimbi lucrurile. Pentru că spune așa că din inima noastră ies lucrurile bune. Din visteria inimii ies lucrurile bune. Și tot acolo sunt lucrurile rele. De aceea, haideți să schimbăm ambientul și să înceapă cu noi. Pentru că Dumnezeu vrea cu noi. Dumnezeu vrea cu noi, cu femeile. Și de ce? Pentru că femeile le-au urmat pe Iisus. Nu este despre bărbații, dar femeile au fost mai multe. Asta este. Iisus a restaurat femeia. Ok. Asta e adevărul. Femeile sunt mai doritoare, se caută pe Domnul, prezența Domnului, sunt mai deschise la o călătorie și o alergare cu Domnul împreună. Asta este adevărul. Și sunt binecuvântată. Eu sunt binecuvântată. O să vă zic așa o glumă. Eram studentă în Cluj, acum mulți ani. Și am fost la o nuntă. Eram studentă în anul 2. A fost și soțul meu. Era în anul 3 student el. Și cineva a fost la mine și mi-a zis că cred că te-ai potrivit cu Vali. Să te căsătorești sau așa să fie etenie. Că mama ta cum e creștină, cum părăsesc divorțați, cum vreau, nu-mi vrea de la oraș. N-am fi. Am zis, cu Vali? Ăla nu-i creștin. Ăla, vine la biserică să închide ușa. Dar vreau să spun, un bărbat care e pus la Dumnezeu, care se lasă prelucrat, Dumnezeu îl transformă. Nu știu că am avut eu asta, nu, Doamne ferește. Dar Dumnezeu lucrează. Dumnezeu lucrează. Și să fiți fiecare pas mic care îl face soțul tău. Să fiți fiecare pas care îl face. Și fie un încurajatoare. Draga mea, eu vreau să spun despre mine. Eu spun despre soțul meu. Este cel mai deștept, este cel mai frumos, este cel mai bogat. Pentru că m-a ales. Pentru că m-a ales. Pentru că a riscat să mă ies. Fete care nu sunt căsătorite sau femei care nu sunt căsătorite. Vreau să spun ceva. Împlinirea nu ți-o dă soțul. Amin. Este fals. Amin. Scuzați. Împlinirea nu ți-o dă soțul. Este cea mai falsă idee care poți să începi într-o căsnicie. Nu! Tu ești la ajutor potrivit pentru el. Tu trebuie să ajungi pe soțul tău un destin în care l-are Dumnezeu pentru el. Și tu trebuie să știi că împlinirea e în Dumnezeu. Amin. Amin. Pentru că dacă tu nu ai împlinirea în Dumnezeu, în el nu o să capi, în soțul tău nu o să primești niciodată. Deci cu atât mai mult că este om. Este ok. Draga mea, împlinirea o avem în Dumnezeu. Amin. Pentru că spune că în Hristos toate nevoile noastre sunt împlinite. Amin. Fiți înțelepte. Rugați-vă pentru partenerul de viață. Rugați-vă să atingă un soț credincios, un Dumnezeu, unul care să-L pase pe Domnul. Rugați-vă. Dar nu considerați că El o să împlinească viața voastră. Că veți fi dezamăgite. Trebuie să pornești cumva altfel la drum. Este o bună ocazie că sunteți și învățați. Că o femeie mai în vârstă învață pe mai tânără. Eu am împlinit 30 de ani în căsnicie. În urmă, am 30 ani de căsnicie. Dar vreau să vă spun, la început este așa dragostea puțin aici, în stomac. Dar cu timpul este dragostea profundă, care vine din Domnul, care începi să dăruiești. Și de ce? Pentru că în căsnicie dăruiești. Te căsătorești cu El, aici, mă bucur să aici, ca ea să vă împlinească, să vă slujească cu dragoste, cu tot ce are ea. Da, asta este. Te căsătorești cu ideea că tu vei sluji soțului tău. Așa spune Scriptura. Să-l împlinești, m-aș fericit și mă bucur, yes. Să și bărbații cu mine. Mă privesc. Da. M-am gândit la această femeie și la fariseu. Deosebit. M-am gândit
educația, cei 7 ani de acasă, banii. Cum ne sunt așa de diferiți cei doi oameni? Și cred că în aceste domenii, și legat de educație, cei 7 ani de acasă și de bani, fariseul era mai sus decât femeia. Dar femeia a descoperit ceva ce fariseul a desconsiderat. Femeia a primit ceva, ceea ce fariseul a ratat. Femeia a primit dragostea lui Dumnezeu, ceea ce mă rog ca tu să primești dragostea lui Dumnezeu. Nu știi cum a primit-o, cum s-a întâmplat, nu știu. Putem așa să ne gândim. A aflat cum Iisus vindeca leproșii, cum orbii căpătau vederea, cum ologii sărgeau. A aflat că vecinul ei care era cu mâna uscată fusese vindecat de Iisus. Nu știu. A aflat cum din păcătoși, din vame și făcea ucenicii ai lui. Nu știu. A fost poate una femeia din Nain când își ducea fiul la groapă. Nu știu. Poate a fost femeia care a fost prinsă în preacul vie și a vrut să o ucidă cu pietre. Nu știu. Dar știm un lucru, că ea s-a întâlnit cu Hristos. Știm un lucru, că dragostea lui Dumnezeu a atins-o. Știm acest lucru sigur, că Dumnezeu a atins-o. Vedeți, când Iisus a citit gândurile lui Simon, i-a spus o pildă. Vedeți cu ce dragoste Iisus a vorbit. Putea și i-a spus, uite, spune o pildă. Cum că mătar avea doi datornici? Unul 500, unul 50. Și pentru că cei doi datornici nu aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune, cine va iubi mai mult pe cămătar? Și Simon spune, celui care i s-a iertat mai mult. Păi nu avea o datorie de 10 ori mai mare. Nu? Normal că iubește mai mult. A fost un moment în care Iisus i-a mai dat o șansă fariseului. Realizăm acest lucru. Deci a fost încă, eu zic, un moment în care Iisus a dat o șansă fariseului. Spune, da, Iisuse, dar și eu, ăsta stați cu 50 de datorie, eu sunt. Ea are 500, da, femeia, dar eu 50. Putea în acest moment fariseul să conștientizeze lucrul acesta. A fost încă o șansă. Vă amintiți? Când David a păcătuit, a fost Natan prorocul și a spus tot o pintă, a spus tot o istorie. Dar David a spus, da, am păcătuit, am împotriva cerului, împotriva lui Dumnezeu, da, am păcătuit, a recunoscut. Este foarte important, este foarte important noi să ne recunoaștem. Noi să ne recunoaștem, să nu suntem în biserică. De multe ori disprețuim pe cei de afară. Vedeți, au fost în sinagogă, în templu, un vameș și un fariseu. Și fariseul ce a spus? Doamne, e un scala păcătosul ăsta. Eu, e o zecileală, eu postesc, eu mânc, capul cu un de lemn, eu nu. Și păcătosul, vameșul ăsta, Doamne, ai milă de mine, Doamne, ai milă de mine. Și spune Iisus așa, care din cei doi s-a întors acasă mai neprihănit? Care? De aceea, suntem aici în biserică, cei mai mulți, să lăsăm orice duh de judecată. Spune că judecată este Dumnezeu. Măi, nu ți-a dat ție în fișa apostolului să judești pe nimenea? Nu e în fișa apostolului, nu! Rupe judecata! Iubește-l, binecuvintează-l, spune lucruri bune! Nu judeca. Roagă-te pentru ei. Îmi place că Iisus i-a mai dat încă o șansă fariseului prin această pildă. Putea în acest moment să spună fariseul, da, Iisus, da, și eu am nevoie de iertare. Eu am nevoie de iertarea ta să-mi ierți păcatele, să-mi ierți gândurile, să-mi ierți atitudinile. Da, am nevoie de iertare. Dar din păcate, fariseul a ratat. A ratat. Și atunci Iisus îi spune, vezi tu pe femeia aceasta, la ce s-a păcătoasă? Vezi, ea
de când am intrat în casa ta, tu apă nu mi-ai dat. Ea mi-a spălat picioarele cu lacrimile ei. Le-a șters cu părul capului ei. Tu sărutare nu mi-ai dat. Ea n-a încetat să-mi sărute picioarele. Tu nu mi-ai uns capul cu un de lemn. Ea mi-a uns picioarele cu mir. Aleluia. Aleluia. Draga mea, femeia noastră are, nu are nume. Știți de ce? Pentru că este numele nostru acolo. De aia nu este dat numele ei. Pentru că acolo este numele tău și al meu. Pentru că fiecare dintre noi l-am ofensat pe Dumnezeu. Pentru că fiecare dintre noi am păcătuit. Pentru că fiecare om este cu păcat. Deci fiecare, de aia este, nu este dat numele ei. Pentru că acolo este numele tău și al meu. Pentru că știți ce spune Iisus? Păcatele ei care sunt multe, sunt iertate. Și doresc și ca ție, Domnul, să spună, da, păcatele care sunt multe, sunt iertate. Pentru că sângele lui are putere. Și femeia asta a venit în casa lui Simon pentru că l-a iubit pe Iisus, pentru că a primit dragoste. Și când primești dragoste, dai. Nu poți să dăruiești ceea ce n-ai primit. Ea a primit dragoste. Ea s-a simt iertată. Ea a tânjit să fie la picioarele lui Iisus. A avut o foamă, o sete să stea acolo lângă Iisus. Aleluia! Ai tu acea foame, ai tu acea sete să stai la Iisus. Să-i citești cuvântul, să-i spui că te iubești, să-i absorbi cuvintele, să fii topit de dragostea lui. Asta vrea Domnul. Este o femeie neobișnuită. De care poți să fii tu și poți să fii eu. Această femeie. Dragilor, noi iubim pe Dumnezeu pentru că El ne-a iubit mai întâi. Noi îl iubim pe Dumnezeu pentru că El ne-a iubit. Pentru că El, pe când eram noi păcătoși, răzvrătiți, rebeli, El a murit pentru noi, Domnul Iisus. De aceea, dacă tânjești să fii mai iubitoare, în casa ta, cu soțul tău, cu copii, în biserică, amintește-ți că Dumnezeu te-a iubit cu o dragoste extraordinară, personal, cu pasiune și în fiecare zi face asta. Dacă ți-e greu să înveți cum să ierți, învață de la El, pentru că El ne-a iertat de toate păcatele. Și trebuie să învățăm de la El. Dacă ți-e greu să pui pe alții pe primul loc, amintește-ți că Domnul te-a pus pe tine pe primul loc. Nici nu realizăm, Dumnezeu așa de mult te-a iubit, așa de mult m-a iubit, că a dat pe fiul lui. Nici nu înțelegem. Sincer, cu mintea asta, scuză-mă, și am un copil. Să-mi dau copilul. Deci, sincer, numai Dumnezeu care este dragostea vrea să facă acest lucru, să răscumpere omenirea din păcat. Să coboare Iisus, fiul lui, din gloria cerească, când stelele cântau, să vină pe pământ. Să se nască într-un graj, într-o iesă. Să fie aibă chip de om. Să fie bătut, pedepsit, zdrobit pentru fărângele mele, pentru păcatele mele și ale tale. Nu înțelege. Dar atât de mult te-a iubit. Atât de mult m-a iubit că a făcut totul pentru noi. Ai nevoie de mai multă răbdare? Cred că toate avem. Trebuie să ne adăpăm din izvorul răbdării lui Hristos. Noi nu putem iubi fără ajutorul lui Dumnezeu. Nu putem. Putem iubi o vreme, ca și Simon. Zept în casa, dar nu inima. Deci avem nevoie de Dumnezeu. Avem nevoie de El ca să putem primi dragoste și să o dăm mai departe. De aceea, lasă-te iubită de Domnul. Lasă-te îmbrățișată de El. Lasă-L să câte peste viața ta. Și lasă-te în izvorul dragostei Lui să te copleșească, să te iubite. Îmi place că Ieremia 31:3 spune așa, un vers de fain. Te iubesc cu iubire veșnică. Te-am atras pe mine cu o dragoste nepieritoare. Te iubesc, draga mea, pune acolo numele tău. Te iubesc, Miha, cu o dragoste veșnică. Te iubesc, Sabina. Te iubesc, Anca. Te iubesc, pune acolo numele tău. Te iubesc, Rodica, cu o dragoste veșnică.
te abatezi cu o dragoste nepieritoare. Spune profetul că pot să se mute munții, pot să se cadă în dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine. Amin. Și legământul de pace nu se clatină. E făgăduța de Dumnezeu, ea mea. Eu sunt om, dar ce spune Dumnezeu face? Și mă rog să auzi în această zi cum Domnul spune, te iubesc, draga mea, cu o dragoste veșnică. Te iubesc cu o dragoste nepieritoare. Știi ce înseamnă? Verbul folosit aici, pieritor, este folosit în alt context, care spune despre floare, care se veșteșește, cade la pământ, putresește. Dar dragostea lui nu este așa. Dragostea lui este nepieritoare, adică nu se veștejește niciodată, nu te părăsește niciodată, nu cade jos niciodată. Așa dragostea lui în față de tine. Draga mea, Dumnezeu te iubește. Și vreau să spun că nu ești aici abia în zâmblării. Numai, poate ție ți se pare, ai mișto o conferință, ai trecut tu pe aici, nu. Dacă perii din cap ne sunt numărați, pentru că așa spune, tu ai venit aici pentru că Dumnezeu vrea să spună că te iubește. Dumnezeu vrea să spună personal că te iubește, că ești fiica Lui și îi pasă de tine. Dragostea ta este veșnică, dragostea ta este nepieritoare, dragostea ta nu are orice inimă. Și îți mulțumesc, Doamne, că Tu ne cucerești pe fiecare. Și îți mulțumesc, Doamne, că dragostea ta ne schimbă, că dragostea ta ne transformă, pentru că vrem să dăm dragoste mai departe. Tată, îți mulțumesc că Tu pui noi dragoste să o dăm mai departe. Să fim mai iubitoare, mai miloase și să arătăm celor din jur dragoste. Tată, îți mulțumesc că ne faci instrumente ale Tale care dau dragoste. Îți mulțumesc, Doamne, că arătăm bunătate. Îți mulțumesc, Doamne, că Ți echipezi biserica Ta, femeile Tale, pline de dragoste. Îți mulțumesc că faci paharul să fie plin de dă peste el. Și îți mulțumesc, Doamne, că le faci femei înțelepte, femei care zidesc casa, femei care sunt, Doamne, îndrăgostite de Tine. Tată, mă rog aici să faci o biserică îndrăgostită de Tine, o biserică flămândă după Tine, o biserică însetată după Tine. Și îți mulțumesc, Doamne, că cei din jur, vor vedea, vor simți dragostea pe care Tu o lași peste ei. Îți mulțumesc, Tată, îți mulțumesc, Iisuse, că pregătiște o mireasă, fără pată, fără zbrăcitură, o mireasă împodobită. Doamne, îți mulțumesc pentru biserica Ta. Doamne, îți mulțumesc că atât de mult o iubești. Și îți mulțumesc, Doamne, că Tu ești minunat. Ești minunat.